18, două personalități. Am avut suntători. Altă problemă. Din modelul tehnic, ca să o spun, pe o dată financiară, nu s-a putut realiza lucrurile de așa că am avut. Și ce mai interesant este formarea de urmă de masă în mediul generației de aur cărbelice, al cărei lider a fost Dan Șăcăra, un om cu inteligență strepitoare, cu abilitate extraordinară și o perseverență dezarmantă. Având drept model și celălalt fruntaș din această generație de aur. Prețuirea și încălajarea tradițiilor șerțelor locale de la profesorul Sfântul. Respect față sede și față lege de la Dumitru Părfă, unui din său, care a avut trei mandate de primă, și de la toți dragostea pentru Părfă și pentru cei ce au studențe. Cea care a trebuit să fie a doua generație de aur a Tudorei, format pe acest creuzet fertil, a fost suportată de tăvărul comunistic. Veteranul acestei generații a fost învățătorul Gheorghe Vasiliu, din prima promoție a școlii de învățători înființată de nivelul la Tudor, cu tatăl de la Tudor, cu cea de Tudor, cu tatăl de transport în ziua, și care a fost plecut la Tudor Cultural, plecut la școli, și care a terminat în locul aproape de Rusia și a terminat de fel politic. Altă petrecă al acestei generații, după generații intervenite, a fost profesor Constantin Plăcă, care, după cum fiind a refuzat, din ultima instituție, a refuzat în continuare războiului sub urbanul Roșie, n-a putut ajunge prea de apropiat nici în satul la Tantora, nici la Unica la Șen, de unde familia soției sale fusese strămutată după ce se confiscaseră toate profetății. Profesoara Radica Șerpeanu și sora de sa economistă cu Marioara Șerpeanu s-au pierdut în pierderile București, în timp ce tatăl lor Dan Șerpeanu era întemnițat. Alt lucru al acestei generații, pe care a fost armenia regală Tudor Lichian, ulterior general și memorist, a fost demis și anchetat. Iar cel mai tânăr de acest grup, al generației 40, a fost adolescentul Constantin Vasilică, care s-a dus cu ultima sută de metri, trecuse în ora 12 de înscriere și ultima zi de înscriere la Romului Iași, și a trebuit să vină adecvat să acordă înscriere la concurs, unde a și intrat și a rămas până la sfârșitul vieții. De fapt, a fost și a treia generație de aur a Tudorei, dar limitele societății comuniste nu au permis valorificarea pe tine a potențialului acesteia în formarea comunității natale. A fost câțiva copii excepționali, născuți în 1947, care au performat în comunitățile unde au aprobat și au adus cinste și onoare Tudorei. Domnul veterinar Vasile Pachițeanu, fost director al Direcției Veterinare Neamț, profesora Bionica Lisup, fost declarat la Centrul din Medidia, economistul Gimbu Batavă, fost contabil și la Cooperativa Tudor, profesor Niculiță Sadu, la școala generală și școlii la cel de informat în Suceava, profesor Mihai Zimea, director la școala generală Tudor, profesor Anton Furt, director la școala generală de Răuxen, profesor Ioan Păr, director la școala generală și Tudor și primar. Evocând toate acestea, sper ca tinerii Tudore să știe, să cunoască, să fie mâine de omul și lor și să transmite generațiilor următoare această bogăție patrimonială care le rămâne de fapt. Vă mulțumesc!